Morning Glory, Morning Glory. Măcar lasă nervișorii. Și bonjurică, bonjurică, pur și simplu, efectiv, continuăm cu emisiunea. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută, văd că doamna consilier nu răspunde. Deci mai încercăm. Săptămâna trecută, da, oamenii au fost foarte deranjați de faptul că a venit un mesaj de la RoAlert, că, bine, în zona București mai ales, că a venit un mesaj de RoAlert care le spunea că a dispărut un copil din Galați. Ce? Da, este absolut greșit să fie folosit așa acest serviciu, mai ales în contextul geopolitic actual. Niște idioți irresponsabili. Care e legătura? Câte persoane dispar zilnic în România? De ce nu primim pentru toate alertă? Dar tot zilele trecute a dispărut o fată de 16 ani din București. Ea de ce nu a fost anunțată prin RoAlert? Serios acum, dacă ai vedea un copil de 13 ani cu înălțime 1,60-1,65, ți-ai dat seama că e cel dispărut. Cred că doar RoAlert este despre altceva. Dar el nu e un caz singular. Oare câți copii sunt dați dispăruți în acest moment? Întreb și eu. De ce numai pentru el să dați mesaj la RoAlert? Și dacă ar merge și link-ul din alertă sau am avea direct o poză cu bietul Angelin, care a plecat cu taică-su în Italia, poate că nu ne-am enervat pe penibilul situației. Ideea de RoAlert este una rea, dar felul în care este folosit este penibil. Am dezactivat acest serviciu în urmă cu foarte mulți ani de zile din astfel de motive. Ar trebui să vă reexaminați prioritățile. Habar nu aveți să stabiliți gravitatea unui eveniment și dacă este sau nu de RoAlert și unde ar trebui transmis. Pentru persoane dispărute este anunțată miliția. Nu alertezi toată nația că un băiat de 14-15 ani a fugit de acasă. La câți adolescenți și copii dispar de acasă în România, ar suna alerta în continuu. RoAlert a trimis mesajele după ce copilul a fost găsit. Unii au primit mesajul la 4-5 dimineața. Mișto nu s-a făcut degeaba. El putea fi găsit înainte să plece din Galați dacă nu i se elibera biletul unui copil neînsoțit și nici controlorii de tren nu l-au întrebat nimic. E vina tuturor, numai da. Acelor neempatici nu. Și cam astea sunt mesajele până una alta. Dar, mă rog, mai am și eu. Sunt și de la oameni educați, nu sunt numai de la orbeți. Pe care îi credeai sănătoși la cap, nu? Da, orbeți din ăștia, dar să mai încercăm. Încercăm să vorbim cu doamna Mădălina Turza, care este consilier de stat la Cancelarea Premierului și coordonatoarea Programului Național din Grijă pentru Copii. Odată cu acest mesaj care i-a deranjat pe românii noștri sensibili, s-a dat drumul și acestui nou tip de alertă care se numește Amber Alert în lumea civilizată și cred că o avem pe fir pe doamna Mădălina Turza. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bun venit la Morning Glory! Știu că ați fost direct implicată și sunteți implicată și din motive personale în această, să spun, această categorie de discuție foarte amplă numită drepturile copiilor și, în ultimul rând, militați pentru drepturile copiilor cu dizabilități. Aveți 15 ani de experiență în această zonă și în, sunteți unul dintre autorii acestui tip de alertă care ia ființă în România, cu care oamenii nu sunt obișnuiți, în general nu prea sunt obișnuiți nici cu empatia și aveți o explicație și aș vrea să vorbim un pic despre ce vâlva care s-a creat în jurul acestui mesaj, care este unul foarte empatic și logic de altă parte. Da, bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație. Cred că e un prilej bun să dau câteva explicații legate de Amber Alert sau RoAlert, cum spunem noi aici în România, copil dispărut. E într-adevăr acest instrument pe care l-am făcut să existe prin Programul Național din Grijă pentru Copii pe care îl coordonez. Este menit să ne ajute pe noi, să ajute autoritățile să identifice, să găsească copiii dispăruți, fugiți de acasă sau pur și simplu pe care părinții nu-i găsesc mai ușor. Este un mecanism care există în marea majoritate a țărilor civilizate și mărturisesc că din Statele Unite m-am inspirat să-l aducem și în România. Și într-adevăr, vineri seara s-a auzit în România pentru prima dată Amber Alert, adică a sunat în jurul orei 10:22 seara, anunțând dispariția unui copil din Galați. Am dorit să-l activăm cumva, pentru că dacă nu-l activam, nu vedeam ce nu funcționează, la ce reacționează lumea, adică a trebuit să-l punem în funcțiune. Și într-adevăr, copilul respectiv a fost găsit, mesajul a fost trimis
pentru și în București, pentru că știam că se îndrepta către București. Asta este logic. Noi am colecționat niște mesaje de la oameni care nu fac legătura între aceste două chestii. Ca de exemplu, RoAlert s-a cretinizat complet. Cum bă să mă anunț că a dispărut un copil în Galați? Poate vreți să mă anunț de fiecare dată când dispare careva. Mâine, poimine, mă anunț că a fugit pisica, a zburat papagalul pe geam. Ce stupiditate! Și e vorba de lume civilizată, nu de oameni cu patru clase. Cum facem cu românii? Cum ar putea ei să învețe totuși că genul ăsta de alertă e una care chiar ar trebui să îi facă un pic mai atenți în jur și evident nu are sens. Sigur că trăim într-o republică a lipsei de sens, dar există și oameni care își fac datoria și care au grijă de ceilalți și genul ăsta de mesaje ar trebui să ne aducă împreună și să ne facă puțin mai atenți. Aveți de gând să faceți și o campanie? Vă așteptați la genul ăsta de mesaje? Sinceră să fiu, vă mărturisesc că nici măcar nu mi-a trecut prin cap că oamenii mei, românii, oamenii cu care eu mă întâlnesc pe stradă, care marea majoritate dintre ei au copii, vor avea genul acesta de reacție. E adevărat, am înțeles că sunetul poate este deranjant și tocmai de aceea încercăm să găsim o altă variantă de sunet ca să nu mai se streseze, eu știu, oamenii din punctul ăsta de vedere, dar ca să spui, mesaje din astea am primit și eu enorm de multe, ca să spui că pe tine nu te interesează să fii avertizat decât de starea meteo, nu dacă dispare un copil, că asta e, copiii vin și pleacă. Asta vorbește despre un anumit tip de încrâncenare sau, să spunem, nu știu, suferința acestei societăți pe care eu sper din suflet să o depășim mai devreme sau mai târziu. Până una alta, mecanismul va funcționa. Că există aceste scrâșnituri la început, sunt sigură că e ceva, este o lecție pe care trebuie să înțelegem, că dacă nu suntem solidari noi față de noi, nu față de altcineva, atunci nu vom reuși să ducem o viață mai bună. Fiecăruia dintre noi se poate întâmpla să dispară copilul, fără ca el să fugă de acasă. Și atunci vom înțelege disperarea unui părinte sau unui copil a cărui viață este în risc și poate atunci am vrea să se dea o alertă planetară, nu doar într-un sfert din București sau într-o parte a Galațiului. Dar vedeți dumneavoastră, lecția altruismului este o chestiune care se învață plătind niște costuri sufletești pe care nu toți momentan doresc să le plătească. Și atunci va trebui să învățăm prin politici publice, prin reguli, prin respectarea unor măsuri care sunt luate de autorități. Schimbați sunetul mesajului ca să nu-i mai deranjeze pe frații noștri ortodoxi care întorc capul atunci când aud că domnule, iar a dispărut un copil. Ne mai lăsați în pace. Da, să știți că fac lucrul acesta și am vorbit cu serviciul de telecomunicații speciale și sunt extrem de onestă și vă spun și de ce îl facem. De teama ca oamenii să nu cumva să închidă alerta, RoAlert per total, deci să-l s-o dezactiveze din telefon și să nu mai aibă de-a face nici cu celelalte mesaje despre calamități, vreme și așa mai departe. Și facem acest efort de a contacta fiecare companie de telefonie, nu de telefonie mobilă, de producătoare de telefoane, să-i rugăm frumos, trebuie făcut un update la telefoane, că este, mă rog, nu o să-i număr firmele, dar știți că sunt multe companii de telefoane. Da. Doar așa putem schimba melodia. Altfel ea este una standardizată. Dar începem acest demers cu sprijinul colegilor de la STS, pentru că dorim ca acest serviciu să fie primit de oameni, acceptat și folosit spre bine, spre a găsi copii, nu altceva. Bun, mesajele astea au o logică și evident, sigur că nu ne așteptăm să meargă ceva bine în România, dar da, ar trebui să fim pregătiți și pentru situația în care se întâmplă ceva rău în România și asta ne privește. Că dispare un copil. Nu putem spune că dispar zilnic 40.000 de copii și nu ne anunță nimeni să dea mesaje pentru toți. Probabil că se dau mesaje pentru toți sau dacă până acum nu s-au dat, e uite de acum înainte se dau. Și asta este un lucru care merită aplaudat. Dar faptul că
poți să spui că, băi, uite că am început să învățăm geografia și am aflat că Galațiu e mai aproape de București decât am fi crezut. Da, dar poți să te gândești că există un tren care merge de la Galați la București și copilul poate să fie acolo. Vă mai gândiți la ceva? Credeți că românii pot să mai primească și alte surse din astea de a învăța inteligența emoțională, empatie, solidaritate, să sară în ajutorul aproapelui? Păi, în primul rând, că în cadrul aceluiași program din grijă pentru copii, există tot prin acest program, practic am făcut să funcționeze și numărul unic pentru copii, 119, poate ați auzit de el. Care l-am auzit și l-am salutat. Mulțumesc, care funcționează, cred că, de aproape un an de zile. Și care, iată, dacă ne uităm pe cazurile pe care le avem și pe statistici, pe care o să le fac cunoscute în foarte scurt timp, sunt mii de copii care au fost salvați din diferite situații cu ajutorul echipelor de intervenții de la intervenție de la direcțiile de protecție a copilului. Este un alt mecanism. Și în rest, prin programul din grijă pentru copii, sunt tot felul de lucruri care umblă la partea de siguranță a copilului, două dintre ele l-ați văzut, la suport emoțional, adică iată, în foarte scurt timp o să dăm drumul la un program național de terapii gratuite pentru copii. Sunt peste 70.000 de ore plătite de la bugetul de stat, pentru care m-am luptat teribil, prin care copiii din România, care au diferite probleme psihoemoționale, pot merge la orice psiholog acreditat de Colegiul Psihologilor și să intre într-o sesiune de consiliere sau terapie. Sunt multe lucruri pe care le aduce acest program, însă prefer să vorbesc despre ele atunci când ele există și se întâmplă în realitate. Vă felicităm. Mi se pare că, da, ăsta e un lucru foarte important care ar fi trebuit să existe de mult, dar nu asta e important, e important că există și că funcționează. Evident, dispar și bătrâni de acasă, bătrâni într-o condiție de degradare, care, iarăși, sunt și ei o problemă, dar uite că ne enervează și bătrânii, și copiii, și tot felul de oameni care au probleme și nu ne lasă pe noi liniștiți. Din păcate, realitatea nu prea ne lasă liniștiți și, în general, viața nu prea ne lasă liniștiți și majoritatea chestiilor se întâmplă mai ales în timpul vieții. Așa că ar trebui să fim atenți la asta și să salvăm vieți și vă felicităm, doamnă. Am stat de vorbă cu doamna Mădălina Turza, este consilier de stat la Cancelarea Premierului și coordonatoarea Programului Național din Grijă pentru Copii. Bravo, doamnă, și bravo și colegilor dumneavoastră și autorităților care au pus la punct acest program care funcționează. Felicitări! Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și sperăm să nu fie folosit foarte des, dar dacă e cazul să meargă, ne bucurăm că merge. Cam aia e tot ce putem spune. Vă mulțumim foarte mult! Numai bine! O zi numai bună. Bine! La revedere! Vă mulțumim! Îi mulțumim doamnei, vă mulțumim și vouă că ați primit această, nu știu, să spunem, lecție nesolicitată, dar foarte necesară, zic eu, atunci când vine vorba de a fi cu ochii în patul și de a încerca să ajutăm. Lucru care nu are legătură doar cu copiii dispăruți, ci și în general. Empatia e o chestie care se învață și cam atâta, nu? Să nu mai dăm alte lecții de viață. O să mai vorbim despre Iran, iarăși alții care ne deranjează, ne scot din stare și ne enervează și ei și ucrainenii. Ai văzut ce mașini au ucrainenii? Acum ce mașini au iranienii nu știm. Dar sigur sunt și acolo probleme, prea plângem, prea multe femei, prea multe activiste, prea multe feministe, iarăși plângem, iarăși subiecte, hai domnule să ne lasem în pace, s-a făcut mustul și noi avem atâta treabă în vie. Exact. Corect. Avem vinul în piață care ne așteaptă, avem strugurei. Avem de toate și până una alta vremea e rubensiană, macadam și macadamă și nu în ultimul rând, măhăi, cocoșat. Yes. Și Notre-Dame. Morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.